Bună ziua, dragi oaspeți, dragi reprezentanți ai presii. Vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației. Înțeleg că e o perioadă dificilă, inclusiv și pentru presă. Astăzi vom vorbi despre 2022. A fost un eveniment care l-am planificat mai de mult. Și cum s-ar spune în acel cântec, hey ho, let's go! Ce a fost împrejur în 2022, noi cunoaștem cu toții, ne amintim, a fost război, a fost secetă, a fost inflație, a fost un pic de criză pe resurse energetice, erau perioade când practic nu era motorină în țară. S-au întâmplat și anumite cataclisme naturale, de exemplu, în zona Giurgiuleș s-a surpat terenul sau erau probleme cu incendiile prin portul Giurgiulești. Toate aceste lucruri ne afectează activitatea, dar ne și prezintă niște oportunități. În ceea ce urmează, am să trec repede în revistă ce înseamnă calea ferată și cum trăim noi la calea ferată, cum vedem viitorul noi la calea ferată. Și vom trece repejor în retrospectivă ce a fost pentru noi anul 2022 și să sperăm că anul 2023 va fi unul și mai bun. Pe scurt, 2022 a fost un an extraordinar în niște circumstanțe foarte dificile. Let's go! Să ne întoarcem ceva mai devreme în primăvara lui 21. În primăvara lui 21 avea loc concursul de selectare a administratorului la calea ferată, la care subsemnatul și-a depus dosarul și a candidat. În cadrul concursului le-a spus comisiei că eu am de gând să folosesc instrumentariul managerial modern care nu neapărat se încadrează în prevederile normative naționale privind gestiunea întreprinderilor de stat. Adică noi trebuie să abordăm cu totul alt fel gestiunea întreprinderilor mari decât ar fi scris prin legea cea veche a întreprinderilor de stat sau prin alte chestiuni. Eu am menționat de la bun început că viziunea mea de gestiune a unei întreprinderi mari este fundamentată pe teoria celor patru dimensiuni a leadership-ului de Bowman and Deal, pe ceva mai modern, care se predă în școlile americane. Deci, practic, un lider instituțional și administratorul la calea ferată cu 6.000 de angajați este cu certitudine un lider instituțional, trebuie să atragă atenția la cel puțin patru dimensiuni și iată pe ce voi aș planifica să ne atragă atenția în caz dacă comisia vă selectează. Da? Prima e dimensiunea structurală și asta ține de reforma organizațională, de proiectele investiționale, de managementul corporativ și de comercializarea activelor neoperaționale. A doua dimensiune este cea politică, adică interacțiunea cu mediul extern al întreprinderii. Iar mediul extern al întreprinderii este în primul rând sectorul guvernamental și în interacțiunea cu guvernul, două lucruri esențiale pentru calea ferată sunt contractul multianual de întreținere a infrastructurii cu alocarea de resurse bugetare pentru a avea infrastructură feroviară la nivel și să fie asta garantat de către stat. Iar a doua este susținere de către stat a curselor de călători, ceea ce se mai numește obligație de serviciu public pentru cursele de călători. Deci, iată, acestea sunt două principale puncte pentru calea ferată în interacțiunea cu politicul. În ce privește susținerea partenerilor de dezvoltare, pentru că asta este a doua parte a politicului, mediul internațional, noi avem nevoie de investiții masive pentru a reabilita infrastructura, ce am modernizat, pentru a renova materialul rulant. Noi vorbim de locomotive magistrale, locomotive de manevră, vagoane de marfă și trenuri de călători. Și pentru a moderniza însăși întreprinderea avem nevoie de multiple echipamente și tehnologii moderne și tot asta face bani. A treia dimensiune este cea a resurselor umane, unde se concentrează liderii instituționali
Și aici aveam cel puțin patru lucruri de pus la punct. Prima, este ca specialiștii care lucrează la calea ferată să fie puși în valoare, să-și facă anume lucruri la care se pricep, să le dezlegăm mâinile ca să se ocupe acolo unde sunt competenți. De ce noi trebuie să stimulăm performanța, responsabilitatea și integritatea? În același timp, era esențial atunci să lichidăm arieratele la salarii și să dăm o viziune clară cum mărim salariile, cum facem calea ferată atractivă. Și ultima dimensiune este cea simbolică, care este mai greu de conceput, dar din punct de vedere a valorilor corporative, misiunea de bază noastră este să orientăm calea ferată și sectorul feroviar spre piață, să devenim atractivi pentru cei care fac logistică de mărfuri și pentru călători. Și o altă parte din asta este că trebuie să ne integrăm în coridoarele de transport internaționale și să ne transformăm încet ușor din operator feroviar care transportă vagoane de la stația A până la stația B în operator logistic care dă soluții celor ce au de transportat marfă. Și în ce privește inovarea, noi vedem Chișinău conectat pe rețea feroviară, bine conectat, cu orașele mari în rază de 500-700 de kilometri, inclusiv cu posibilitatea de a oferi produse intermodale, de a avea aeroporturile conectate și de a genera hub-uri logistice. Asta a fost viziunea mea. Și anume asta a fost probabil raționamentul comisiei de concurs și cum am ajuns eu la calea ferată. Ulterior am elaborat un plan de modernizare a întreprinderii, dar ca să înțelegem cu ce se ocupă managerul, cu ce mă ocup eu zi de zi sau care este agenda la calea ferată. Noi avem cel puțin patru agende diferite. Prima este cea operațională, unde noi trebuie să asigurăm că trenurile merg la timp, că vagoanele se dau, că marfa se transportă, că infrastructura se întreține. A doua agenda este cea de investiții. Deci dacă noi nu asigurăm la timp proiectele de investiții, putem să ne trezim peste câțiva ani că nu vom avea destul material rulant sau nu vom avea de fel, sau infrastructura noastră nu va mai permite circulația trenurilor. De aceea proiectele investiționale trebuie promovate acum, pentru ca peste 3, 4, 5 ani să le avem în loc. A treia agenda este cea a reformei, pentru că urmează să fie restructurat tot sectorul, urmează să fie divizată calea ferată între infrastructură și operațiuni, urmează de asigurat cadrul de susținere bugetară, urmează a face multe lucruri pentru a ajusta, a alinia organizarea și guvernanța sectorului feroviar la rigorile europene, lucru pe care Republica Moldova și l-a asumat prin semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană ceva timp înainte. A patra agendă ne-a venit grație războiului, grație agresiunii ruse, care a răsturnat totalmente planurile noastre și ne-a obligat să ne redefinim logistica, să ne adaptăm la noile cerințe ale pieței. Deci asta este ca să înțelegem cam cât de complex este lucrul care îl facem. Și hai să mergem încetșor de la complex spre simplu. Viziunea noastră este că, în primul rând, în capul mesii este piața. Dacă noi nu contăm pe piață, înseamnă că noi nu contăm de fel. Indiferent de cât de scump sau ieftin suntem, cât de mare este efortul nostru, principala apreciere este din partea pieței. Pentru a fi apreciați de piață, noi trebuie să avem o organizație internă sensibilă la cerințele pieței și capabilă de a simți riscurile externe și de a răspunde adecvat la aceste riscuri. Ca piața să simtă că noi suntem responsabili și competenți de a face ceea ce avem de făcut. Iar pentru a avea o organizație
responsabilă. Pe lângă faptul că trebuie să îmbunătățim procesele, trebuie să ne digitalizăm, noi avem nevoie de trei resurse esențiale și fără care nu există transport feroviar. Aceste trei resurse sunt resurse umane, specialiști, mecanici de locomotivă, cei care întrețin căile, cei care asigură alimentarea cu electricitate, cei care formează mișcarea trenurilor, cei care însoțesc călătorii. Deci fără tot asta nu există nimic. Infrastructură care este capabilă să ofere o siguranță a circulației trenurilor și material rulant, modern, competitiv, fiabil. Toate acestea costă bani, costă timp, dar cel mai important, necesită viziune. Ce s-a întâmplat între timp? Mai avem și reforma organizațională a sectorului, cu cele mai mari succese care le-am înregistrat în 22. La început de an, în februarie, a fost aprobat codul feroviar, asupra la care s-a lucrat mult, o versiune aproape finală, eu țin minte că de când eram secretar de stat la Ministerul Transporturilor, din 2017. Deci de atunci nu s-a schimbat mare treabă în acel cod, însă a fost aprobat abia în 2022, pentru ce trebuie să aducem recunoștință și Ministerului Infrastructurii, care s-a mișcat destul de repede. Chiar dacă nu neapărat tot ce este în codul acela reflectă opinia mea personală, însă este bine că l-avem. Este o bună platformă de a avansa înainte. Avem de lucrat acum la separarea operațională a întreprinderii, ceea ce ia tot destul de mult efort și resurse, și Ministerul are de lucrat la crearea Agenției Feroviare. Mai departe, avem multiple proiecte investiționale pe locomotive, pe vagoane, pe reabilitarea infrastructurii, pe crearea centrelor logistice, toate sunt la un grad diferit de maturitate, dar asupra la toate se lucrează. Și în ce privește managementul zi de zi, avem de lucrat la guvernanța corporativă și o îmbunătățim zi de zi. Avem multe eforturi pe vânzarea activelor neoperaționale și majorarea volumelor de marfă. Acum despre principalele probleme. În planul nostru de modernizare, pregătit în 2021, noi am punctat 5 probleme de bază. Prima este fondul de rulament. Diferența între ceea ce avem la moment, la zi, față de ceea ce avem de achitat la moment, la zi, scadent, era de 300 de milioane sau de circa 8 luni de încasări. Astăzi, această diferență este de 150 de milioane aproximativ, ea se schimbă de la zi la zi, însă încasările noastre lunare depășesc 100 de milioane, deci e vorba de o gaură de o lună jumate de încasări, maxim. Deci de la 8 luni la o lună jumate. Soluțiile noastre inițiale erau în a comercializa activele neoperaționale și noi vorbim de imobile de care nu avem nevoie, de locomotive și vagoane vechi, avem mai mult de 100 de locomotive care secolul acesta nu au făcut niciun transport, deci care sunt de mult depășite și care nu vor fi necesare. Și era vorba de o eventuală capitalizare, dacă guvernul ar putea aloca atare fonduri. Din nefericire, asta încă nu ne-a reușit. Capitalizarea, cred că, nu este în agenda, pentru că, din păcate, bugetul acum are alte... Trebuie să se concentreze pe starea energetică și pe ajutor celor care au mai mult nevoie. Iar comercializarea a ceea ce face parte din CFM, dar nu este necesar procesul operațional, rămâne o rezervă pentru viitorul apropiat, pentru a redresa mai multe deficiențe. Respectiv, aici avem rezultate bune pe fondul de roaming. În privința pierderilor operaționale, la început, calea ferată pierdea încă 15 milioane pe lună. Deci peste 300 de milioane datorie, fiecare lună situația se înrăutățea cu 15 milioane. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în orice moment puteai fi cu conturile blocate, nu știai când poți să onorezi orice obligațiuni pentru furnizorii de resurse esențiale, cum ar fi motorina, nu știai ce să răspunzi angajaților când își vor primi salarii. Noi ne-am propus să
să fim mult mai eficienți în, în abordarea pieței, cum am și zis, să pornim obligațiunile de serviciu public și să obținem o susținere bugetară, să relansăm cursele internaționale, să creștem cota pe piață. Astăzi, incrementul financiar sau rezultatul financiar operațional este de circa 10 milioane pozitiv pe lună. Asta nu e chiar rezultat contabil, dar eu vorbesc de un rezultat financiar. A treia problemă era cu starea tehnică, deci vă spun o singură cifră. 40% din rețeaua feroviară din Republica Moldova se află în stare avariată și are restricții de viteză sau de greutate. Aproape jumătate. Aceste lucruri necesită niște investiții foarte serioase. La fel, practic, toată flota de vagoane a întreprinderii își atinge limita de vârstă de exploatare în anul 2025. Despre asta vom vorbi ceva mai târziu. Și toate locomotivele de manevră sunt cam trecute de 40 de ani vârstă. Deci în starea în care se află, ele oferă diverse probleme privind fiabilitatea, privind costurile de exploatare, privind eficiența utilizării lor. O a patra problemă era adeziunea la piață și pierderea sau scăderea continuă a ponderii sectorului feroviar în logistica mărfurilor și a călătorilor. Viziunea noastră a fost că trebuie să lucrăm la crearea infrastructurii periferice de procesare a mărfurilor lângă liniile feroviare, la crearea de centre logistice și de terminale logistice și la îmbunătățirea serviciilor și a predictibilității. Ne-a reușit destul de bine. În rezultat, noi am mărit cam cu 150% serviciile de transport oferite. Și, în ultimul rând, după ordine, dar nu după importanță, era vorba de resursele umane. Salariul mediu la calea ferată era de 4.000 de lei, față de salariul mediu pe economie de 8.000 de lei. Și acest salariu foarte mic avea arierate de ce depășau 5 luni. Respectiv, ca să promovezi orice agendă ambițioasă, ai nevoie ca să fii atractiv. De aceea noi ne-am pus ca obligații lichidarea arieratelor, creșterea salariilor, optimizări de personal, dar încă urmează să lucrăm mai mult la perfecționarea proceselor operaționale, la digitalizare, la inovare. Acestea sunt principalele 5 filiere care determină calitatea managementului de rutină. Iar acum vă vorbim un pic despre agenda de investiții. O să fiu mai rapid. De ce am reușit de o manieră nesperat de repede? A fost propunerea care am prezentat-o în iulie către comunitatea de investitori internaționali privind reabilitarea în ritm accelerat a coridorului de tranzit de la Nord, de la Mogileu-Podolski, până la porturile de la Dunăre, Giurgiulești și Galați. Deci, ca să fie mai vizibil, iată, de la Căinar spre Giurgiulești, are loc proiectul de reabilitare a infrastructurii care era conceput mai înainte. Iar până la Căinari trebuia de inventat ceva și noi am propus să mergem de o manieră foarte rapidă cu susținerea finanțatorilor internaționali și cu implicarea constructorilor din Ucraina, de la Ucrzalăzniță, ca într-un termen foarte scurt să reabilităm tot acest tronson. Și dacă o reabilităm, noi îmbunătățim viteza de circulație a trenurilor și dăm o alternativă solidă pentru vecinii noștri de a-și rezolva problemele logistice privind exportul de cereale, importul de combustibil și așa mai departe. Pe slide-uri e scris cam care sunt lungimile la fiecare sectoare, cam cât trebuie de reabilitat. Logica de bază era să reducem toate limitările de viteză,
și să abordăm toate sectoarele avariate. Proiectul în total trage la circa, trage la peste 100 de milioane. Deja este stipulată obligațiunea Uniunii Europene de a veni cu un grant de 20 de milioane, se lucrează la încă un grant de 10 milioane și vom adăuga și împrumuturi contractate de guvern și vom adăuga și o înțelegere foarte bună cu Crăzălăznița privind finanțarea, privind achitarea pe termen mai lung a lucrărilor efectuate. Dacă reușim asta, noi către sfârșitul anului 2024 vom avea tot traseul de la Ocniță, de la Vâlcineț până la Giurgiulești, de la nordul țării până la sudul țării, fără de nicio limitare de viteză și cu circulația în regim foarte fiabil. Va fi un proiect incredibil de dificil de realizat, pentru că este ceva foarte inovativ. În iarna aceasta, noi avem de lucrat la 5 lucruri simultan, împreună cu finanțatorii internaționali, cu DG Move de la Brussels, cu Ministerul Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, APP, cu Crăzălăznița. Ce trebuie noi să asigurăm până în primăvară? 1. Contractarea finanțărilor. 2. Contractarea lucrărilor. 3. Elaborarea documentelor de proiect, pentru că lucrările acestea sunt foarte sofisticate și este necesar să avem proiectul. 4. Achiziția materialelor și 5. Obținerea la toate aprobările necesare, pentru că noi suntem întreprindere de stat și trebuie să fie aprobat fiecare pas conform legislației în vigoare. Și dacă vom merge bine, în primăvară vom putea procede la efectuarea lucrărilor. Să vedem cum va ieși, pentru că totul se întâmplă într-o situație de război, când logistica regională este destul de dificilă. O altă reușită majoră este pe filiera coridoarelor logistice europene. În esență, hărțile rețelei de transport europene sau TEN-T sunt elementul esențial care fundamentează alocarea resurselor investiționale din partea Uniunii Europene. Deci dacă abordezi Uniunea Europeană sau băncile europene, ori BRD, ori BI, privind un proiect de infrastructură, inclusiv feroviară, prima întrebare de la bănci o să fie: da, acest proiect se regăsește în rețeaua TEN-T? Dacă răspunsul este nu, atunci banca vă spune cel mai degrabă, la revedere, succes în căutarea unor alte surse. Dacă proiectul de infrastructură se regăsește în rețeaua TEN-T, atunci asta devine automat o prioritate în finanțare din partea partenerilor europeni. Și nu numai, chiar și a băncii mondiale. Viziunea noastră privind conectivitatea Moldovei este cam așa. Aici este carta despre fluxul sau logistica mărfurilor. Deci pentru sectorul feroviar din Moldova este esențial ca noi să fim bine conectați la porturi. Odessa, zona Dunării, Rim, Giurgiulești, Galați și Izmail Lăpace, și eventual să avem și despre Constanța. De asemenea, importanța avem o conexiune bună spre nordul Ucrainei și Chiev și spre România. De aceea, rețeaua feroviară care asigură aceste conexiuni trebuie să facă parte din TEN-T, care în ce privește pilotului. Noi avem nevoie să fim bine conectați pe axa Chiev-București, prin Ungheni. Și asta ar însemna și o bună conexiune de Iași, iar spre Est e esențial să fim bine conectați cu Odessa și ar fi foarte greu să avem și o conexiune bună spre Constanța. În rezultat, la ziua de azi, dacă privim, iată așa arăta configurația, ea este acolo, dar va fi modificată de Comisia Europeană, ori bună viitoare, ori parte. Deci deja va fi de această configurație. Ce s-a schimbat?
S-a schimbat că noi nu mai avem rețeaua de bază prin Transnistria, o trecem în zona care ocolește Transnistria, iar rețeaua extinsă, noi am produs practic toată infrastructura feroviară. O vedem și asta fie oricare proiect investițional pe care îl vom promova în viitor, deja este în rețeaua, în planurile prioritare ale Uniunii Europene. Acest rezultat a fost posibil în primul rând datorită unei cooperări foarte bune cu Guvernul, cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Infrastructurii. Acum să trecem câte un pic cum a fost anul. Am început în ianuarie. Am început în ianuarie după ce am sfârșit în decembrie cu acele ritmuri ale lui Zdob și Zdob. Iar ianuarie am început cu un parcurs record de transport de marfă. Deci asta fiind ianuarie, 2 km noi transportăm pe lună. Asta a fost în 21, asta a fost în 22. Sunt 22 la 21, a fost 96 la 25. În februarie, ritmul acesta record a continuat, când s-a sfârșit lumii, a făcut războiul, deci în februarie s-a făcut mai puțin, iar în martie, prima jumătate a lunii a fost la limita catastrofei. Însă noi am recuperat rapid între două jumătate a lunii, iar în lunile de primăvară și început de vară, cererea a fost foarte, foarte mare, deja venită din Ucraina. În august am ajuns la recordul de transporturi din 2009 încoace. Nici într-o lună noi n-am transportat atât de mult. Deci, de fapt, recordul a fost prima dată în aprilie, bătut și la momentul 1 august. Pentru că nici una din lunile din 2009 încoace nu a fost așa de mult transport. Însă spre toamnă cererea a scăzut, dacă observăm, și noi ne-am apropiat de indicatorii anului trecut. Deci a scăzut cererea pentru că s-au deschis porturile din Odessa pentru cereale. O bună parte din industria metalurgică din Ucraina și-a limitat turațiile. Uzina metalurgică din Galați nu mai are nevoie de minereu de fier din Ucraina, respectiv am suferit pe filiera asta și de asemenea seceta anul acesta a făcut ca să nu avem cerere de transport de cereale din Moldova către piețele de export. În rezultat, în noiembrie am ajuns la un indicator foarte slab de transporturi, la care lucrăm, am recuperat în decembrie, acum iarăși e destul de slab, dar sper că acele negocieri care le purtăm cu niște parteneri strategici ne vor permite să atragem niște fluxuri importante de marfă. În ce privește conexiunile de pasageri, de călători, în februarie eram la Iași unde discutam cu factorii implicați locali despre concepția de a avea o conexiune regională între Iași, Chișinău și Odessa, în a avea 4 trenuri zilnice Chișinău-Odessa și 4 trenuri zilnice Chișinău-Iași, pentru a oferi celor din Iași posibilitatea de acces la ambele orașe și celor din Odessa la fel. Să menționăm că toate trei orașe au aeroporturi bine dezvoltate, aveau cel puțin la moment, și cu servicii foarte diferite. Viziunea noastră era să avem 4 trenuri în fiecare parte a zilei pentru a oferi o flexibilitate maximă călătorilor. Din păcate, aceste inițiative care au fost foarte, foarte bine privite și de prietenii noștri din Iași și de prietenii noștri din Odessa, încă nu și-au găsit fructificarea totală, din simplu motiv că a început războiul. Dar asta nu ne-a oprit, pentru că oricum am deschis circulația spre Iași înainte de termenii planificați. Primul tren noi l-am pornit în prima săptămână de război, al doilea o săptămână după. La moment avem mai mult de 114.000 de călători transportați. Posibil că mulți din noi au
au încercat acest tren. Suntem bucuroși că se folosește de ucierile sporite și suntem mândri că am început să contăm pe piața transportului de călători internațional. În martie am avut foarte mult de contribuit în logistica refugiaților. Acele fluxuri mari de oameni care fugeau de război, în mare măsură femei, copii, oameni în vârstă, trebuiau gestionate, noi tot am contribuit, au fost mai multe trenuri speciale spre Iași, trenuri speciale erau destul de populate, erau mai mult de 1000 de oameni într-un tren. Gara era foarte aglomerată, pentru ce le mulțumesc foarte mult celor de la gară și celor care au contribuit la organizarea acestor trenuri. Noi toate trenurile au fost din bugetul Căi Ferate, nu a fost cea mai mare sumă, dar oricum. Aceasta s-a întâmplat atunci când eram în situația financiară foarte grea, că nu era transport de marfă. Dar am dus-o, am ajuns și le mulțumim ucrainenilor că rezistă, pentru că securitatea noastră ține foarte mult și de rezistența lor. În mai, noi am relansat, adică am dat start lucrărilor de reabilitare a tronsonului de la Tighina la Giurgiulești. Acesta este un proiect care a fost conceput în deceniul trecut. Acordurile de împrumut au fost semnate în 2015 și 2016. Licitațiile au fost făcute în 2018-19, însă contractul a fost posibil de el semnat abia în 2021. De ce? Pentru că era nevoie de guvern plenipotențiar pentru a mări suma necesară lucrării. Și în acest context, iarăși, este foarte important că Ministerul Infrastructurii a înțeles importanța acestui proiect și a contribuit decisiv ca să o promovăm rapid prin guvern și prin Parlament. Proiectul trage la mai mult de 113 milioane, e vorba de împrumuturi de la băncile europene de reconstrucție și dezvoltare și de investiții, dar și cu contribuția Comisiei Europene. În rezultat, dacă o facem, nu vom mai avea limitări de viteză, trenurile de marfă vor circula cu 90 de km pe oră, iar trenurile de călători până la 120 de km pe oră. De menționat că pe acest tronson sunt 3 sectoare care trec prin Ucraina, aici unul din Pasărădească, altul din Bograd și altul din Grei. În urma discuțiilor cu prietenii și partenerii noștri de la Ucrzalăzniță, care este calea ferată din Ucraina, ne-am înțeles că ei tot vor asigura lucrările de reparație capitală simultan cu noi și astfel tot tronsonul va fi într-o stare foarte bună. În același timp, dacă tot vorbim de Ucrzalăzniță, în planurile noastre încă din 2021 intra reabilitarea sectorului Basarabeasca-Berezino și relansarea circulației de acolo. De ce? Pentru că în timp de pace aceasta ne oferă acces la Odessa fără a trece prin Transnistria. Iar în timp de război, aceasta oferea și un acces foarte bun către portul din Izmail, aici, și atunci când podul de la Belgrad-Ostrovsk, podul feroviar, era distrus de agresorii ruși. Lucrările s-au făcut de timp foarte strâns, au fost efectuate de Ucrzalăzniță, noi ne-am asumat costurile financiare pentru porțiunea din Moldova, 1188 de metri, iar circa 23 de kilometri au fost pe teritoriul Ucrainei. Pozele sunt de la din Berezinone, acolo unde am tăiat panglica simbolică, unde a participat conducerea la Ucrzalăzniță, Ministrul Infrastructurii din Moldova și Ministrul Infrastructurii din Ucraina. A fost un exemplu, aș spune, inedit de desfășurare foarte rapidă a unor proiecte de infrastructură. Din momentul deciziei până în momentul implementării au trecut mai puțin de 2 luni. Ceea ce este un
un indicator clar că se poate de făcut mult mai repede decât ciclul actual de 8-10 ani pentru toate proiectele mari de infrastructură. La ce mai lucrăm? Războiul m-a prins în Polonia. În Polonia noi discutam cu actorii din guvernul polonez și din industria poloneză privind achiziția vagoanelor cerealiere pentru Moldova. În esență, noi avem astăzi cam 780 de vagoane, din care toate ies din termenul de exploatare în 2025, dar cam 700 expiră în 2024. Dacă nu întreprindem măsuri, este posibil să nu avem cu ce exporta producția cerealieră, ceea ce prezintă un risc pentru întreaga economie națională. Avem nevoie de până la 1000 de vagoane cerealiere și ne-am propus ca în cadrul creditului suveran oferit de guvernul Poloniei pentru Moldova, un credit mai vechi încă de prin 2015, să accedem la fonduri de la 40 de milioane și mai sus pentru a procura vagoane care vor fi produse în Polonia și operate în Moldova. Evident că asta va soluționa necesitățile naționale de export, posibil ar putea contribui și la transportul de cereale în tranzit, dar asta ne va permite să decongestionăm drumurile și să mărim costurile, să reducem costurile de mentenanță. Evident că cu cât mai mult se transportă pe tren, cu atât mai puține emisii sunt. La fel, la porturi vom avea mai puține camioane și vom da un suflu nou agriculturii care înseamnă că fermierii pot să se concentreze pe investiții în eficiența producției și să nu-și bată capul de capacitățile logistice disponibile pe piață. Și la fel este foarte important să avem vagoane pentru a crește confortul comunităților locale, mai ales satelor de aceea portul Giurgiulești, prin care circulă zilnic în sezon sute de camioane și, să mă credeți, nu-i tare plăcut pentru localnici. La sfârșit de mai, noi am reușit să stingem toate arieratele salariale. În cel mai prost moment, în vara 2021, acestea atingeau aproape 150 de milioane de lei și oamenii nu și-aveau primit salariile de 5 luni jumate. Din 1 iulie am majorat salariile cu 89% și astfel salariul mediu a crescut până la aproape de 8.000 de lei. De atunci am reușit să achităm la timp salariile în fiecare lună și sperăm că anul acesta vom reuși încă o mărire de salarii, dar să vedem cum ne va permite viața, pentru că calea ferată este completamente la autogestiune și noi trăim exclusiv din banii care îi câștigăm pe piață. În același timp, sunt foarte bucuros că am reușit să stingem și toate arieratele față de fisc, care tot ajungeau aproape la 50 de milioane de lei, 48 exact, după care ne respectăm toate obligațiunile de plată privind impozitele, dar și privind împrumuturile față de bănci, ca să putem accede când o fi nevoie la finanțare bancară, și deja rămâne să ne descurcăm cu obligațiunile noastre pe împrumuturile externe, care sunt cel puțin 33 de milioane de lei. În vară am semnat două acorduri importante, unul cu USAID, cu Agenția de Dezvoltare a Statelor Unite, care ne vor ajuta pe unele proiecte de digitalizare, pe optimizarea proceselor de achiziție, pe conformitate și pe eficiența achizițiilor, ne vor ajuta pe îmbunătățirea proceselor operaționale, această dezvoltare instituțională, și vom avea o cooperare lungă pe cel puțin 5 ani. Și un alt proiect este cel semnat cu Agenția Franceză de Dezvoltare. Agenția Franceză ne va ajuta pe concepția de digitalizare, pe concepția strategiei de investiții și eventual după asta cu finanțarea îmbunătățirii infrastructurii feroviare. Acesta este un proiect ceva mai scurt, până la sfârșitul anului acesta vom avea aceste rezultate.
În același timp, vreau să vorbim un pic și despre călători. Un an în urmă nu aveam de fel trenuri în circulație internațională, vorbesc de situația din decembrie 21. Astăzi avem 4 trenuri zilnic, unul la Kiev. În poză vedem acel faimos Potiah Perimohe, fiecare vagon reprezentând o regiune ocupată de ruși, unele deja sunt eliberate. Avem două curse zilnice spre Iași și avem cursă zilnică spre București, iar relansarea era în decembrie 2021, adică vă amintiți ce era. În toamnă am avut în sfârșit reuniunea de frontieră cu toți operatorii feroviari din România, unde am ajuns la o înțelegere foarte bună cu partenerii noștri. Înțelegerea ține de lărgirea capacităților de traversare a frontierei pentru transportul de marfă și pentru transportul de călători, pentru că la moment aceste capacități și în zona Ungheni-Iași și în zona de sud, Giurgiulești-Galați, lasă de dorit pentru a satisface acel flux sporit de marfă. În același timp, vom avea trenuri combinate pentru schimbul de vagoane marfare, ceea ce ne va îmbunătăți logistica cel puțin dublu și va scădea costul transportării cu cel puțin 1 euro pe fiecare tonă transportată. Și avem cu 3 operatori feroviari mai mulți în rețeaua noastră de parteneri din România. Deci pentru a crea lanțuri logistice, clienții acum pot să înțeleagă cu 6 operatori din România care pot prelua vagoanele noastre și planificăm să mărim acest număr, mai ales dacă vom reuși să introducem practica de trenuri combinate. Un alt proiect la care lucrăm și vom accentua o mare atenție este legat de eficiența energetică și legat de a deveni mai sustenabil. Ideea este în a amplasa 15-20 de megawatts de panouri solare și 5-6 megawatts de capacități de stocare pentru ca să ne acoperim circa 2-3 din necesitățile noastre de consum. Toată energia care o vom crea va fi folosită de noi și ne propunem ca această energie verde generată să ne coste mai ieftin sau nu mai scump decât ceea ce achiziționăm la moment de la furnizorii de energie electrică. Evident, asta înseamnă că vom avea costuri stabile, vom avea securitate energetică, deci vom avea energie indiferent de ce se întâmplă pe piață, vom avea o capacitate operațională sporită, pentru că nu vom suferi de penie de curent eventual și vom reduce nivelul de emisii. Și spre sfârșit vreau să discutăm un pic despre statistici. Iată cum arată transportul nostru 2021 și 2022. Deci ce s-a întâmplat în 2022? Anul de război. Scade un pic exportul. Scade drastic importul. Și vreau să vă spun că importul a scăzut și în 21 față de 20, dar în 22 s-a redus un mai mult. Însă crește tranzitul și cel mai important crește transportul local. De ce am crescut transportul local? În linii mari, datorită faptului că noi nu am majorat de fel tarifele la transport local, deci am devenit mai competitivi. Și o bună parte din transportul auto a fost antrenat iarăși pe circulația internațională. Dacă vorbim de mărfurile principale care le transportăm, pot spune că se disting 3 categorii foarte mari. Prima sunt cerealele, în mare măsură este export, dar și avem și o leacă de tranzit și lucrăm serios ca să avem mai mult tranzit. A doua categorie sunt produsele petroliere și noi contăm foarte mult pe piața locală, dar noi contăm foarte mult și pe piața de tranzit și am reușit să contribuim decisiv și la agenda de securitate energetică a țării, pregătind tot materialul rulant necesar pentru transportul de păcură. Vreau să spun că la începutul programului de tranziție la păcură pentru termoelectrică,
capacitatea sistemului feroviar de a transporta pecuri era de circa 10.000 de tone pe lună. Actualmente noi putem transporta mai mult de 40.000 de tone pe lună fără nimic investiții de la buget și stat. Cu forțe proprii ne-am descurcat în a atrage mai multe vagoane, cisterne bune pentru pecuri. A treia grupă de mărfuri sunt minerilurile și metalele, o procent și o procent, dar e cam același lucru. Acesta e vorba de tranzit, din, în mare măsură, tranzit din Ucraina spre România. Cam asta a fost cu statisticile operaționale. În ce privește proiectele noastre mari, noi tare clar le-am divizat pe ce facem în termen scurt, ce facem în termen mediu și ce facem în lung. Pe termen scurt sunt exact acele trei lucruri importante. Infrastructură, material rulant și personal. Pentru infrastructură avem de modernizat cam toată rețeaua și deja avem și acoperit financiar aproape tot. Pentru materialul rulant neapărat trebuie să ne accentuăm achiziția de vagoane marfare și de locomotive de manevră, pentru că altfel devine un pericol pentru funcționarea normală a sistemului. Iar pentru a deveni un angajator mai atractiv, noi avem nu doar de mărit salariile, dar avem de modernizat procesele de a o face cu fiecare feroviar să simte că contează și să implementăm soluția, să digitalizăm tot asta, pentru că la moment pentru a schimba demografia foarte proastă a angajaților căi ferate, că mai mult de 50% din colegii noștri sunt trecuți de 50 de ani și doar 14% din feroviare au studii superioare. Deci pentru a avea oameni tineri cu studii bune, noi trebuie să digitalizăm și să îmbunătățim toate procesele, pentru ca fiecare să se poată integra repede în procesele operaționale. Și asta este o prioritate pentru toate termenele. Iar în termen mediu vom lucra foarte mult la terminale logistice, la centre logistice, la modernizarea proceselor de gestiune a infrastructurii, la dezvoltarea profesională, pentru ca într-un termen ceva mai lung, când vom avea infrastructura în regulă, să ne concentrăm foarte mult și pe transportul de călători, care va fi următorul factor de dezvoltare. Foarte important a fost și includerea întreprinderii noastre în agenda de evenimente publice. Am avut multiple evenimente și la gară, și la Palatul Feroviarilor, unele de caritate, altele de măsuri, să spunem așa, evenimente artistice. Sus vedeți și memorabila reprezentarea formației Zlup și Zlup cu trilolețul cu cadou cu gara feroviară din Ungheni. Aici e peronul cu gara feroviară de ziua copiilor și nu numai de ziua copiilor. Au fost multe lucruri interesante și frumoase. Și la fel ne propunem să contribuim și pe agenda turistică a țării, dar și pe agenda de divertisment. Putem oferi și și locomotive pentru evenimente corporative sau evenimente personale. Avem și ceva retro și contemporan și exclusiv și putem aranja asta foarte repede și foarte avantajos. Este o experiență de neuitat și foarte instagramabilă, la care vă mulțumesc pentru atenție și vă rog întrebări. Mulțumesc mult! Вам интересно?
De fapt, poziția mea rămâne neschimbată, însă trebuie să înțelegem că transportul de călători național, în interiorul țării domestic, el într-adevăr nu are șanse să-și acopere costul. Și anume în asta constă necesitatea noastră de a avea un cadru de cooperare cu guvernul pentru finanțarea transportului de călători domestic. În ce privește transportul de călători internațional, pentru noi este esențial ca veniturile generate să acopere costurile directe. Costuri directe ar fi cel puțin combustibilul și cel puțin salariile celor care lucrează. Și trebuie să afirm că în totalitate banii care câștigăm din trenurile internaționale acoperă costurile directe pentru că avem suficienți călători. E clar că dacă considerăm toate costurile operaționale, probabil că suntem departe de a avea curse internaționale profitabile. Însă dacă noi nu am avea de fel transport internațional, rezultatul nostru financiar va fi puțin mai mic decât dacă l-avem. Adică ele cel puțin își recuperează costurile directe și asta e bine, dar nu trebuie să uităm că e important și vizibilitatea și a conta pe agenda socială și e important de a asigura o continuitate pentru un viitor când noi vom putea da transport internațional mult mai competitiv. Să începi de la zero tot timpul este mai greu decât să continui ceva care deja se bucură de o cerere bună. Aceasta, însă principalul lucru de care trebuie ținut cont acum în planificarea operațională și financiară pentru întreprinderea noastră, dar probabil pentru toate întreprinderile mari, este incertitudinea totală. Deci noi putem să planificăm orice am planificat, eu sunt sigur că anul care vine va fi într-atât de complicat că planurile noastre n-au nicio șansă să fie măcar 80% de realitate. De aceea e greu de spus cum se va termina anul, dar eu sunt sigur că noi vom găsi oportunități ca să o terminăm numai rău decât acesta care a fost. În ce privește cum va fi fondul de rulament la sfârșit de an, eu am toată speranța că vom găsi înțelegere cu factorii de decizie guvernamentali pentru a promova agenda de comercializare a activelor neutilizate de către calea ferată, pentru că inițial anume acesta și-a fost principala sursă ca să soluționăm problema fondului de urmă. Deci luăm ceea ce nu utilizăm, fier vechi, clădiri neutilizate care stau din zbeliște, le comercializăm și achităm toate datoriile. Sper că în anul acesta vom reuși și vom ieși cu un fond de rulament pozitiv, pentru că o întreprindere operator de infrastructură de importanță strategică nu poate opera cu fond de rulament negativ, pentru că noi avem nevoie de stabilitate financiară pentru a fi capabili de a rezista riscurilor externe. Pentru că la fiecare început de lună, noi începem de la zero, noi nu știm, vor fi destul în casări ca să achităm combustibilul, salariile, fiscul și așa mai departe. Atunci când ai un fond de rulament pozitiv, tu știi că chiar dacă în casările vor fi cu 30 de milioane mai puține, fondul nostru pozitiv de 100 de milioane ne permite vreo 3 luni să ne descurcăm până găsim alte soluții, fie credite, fie alte piețe, fie ce-o fi. Sper că asta răspunde la întrebarea noastră. Сейчас по-другому направлению, но он едет просто, да, поезд идет.
пассажиров по этому маршруту. Потому что ехать в поезде, конечно, удобнее, чем в старом автобусе или маршруте. А на скорость передвижения, которая увеличивает время, потраченное на то, чтобы добраться до Страшен вдвое, до Лунгена почти вдвое, делает менее привлекательным этот маршрут. Задумывались ли на железной дороге как предприятие, как изменить ситуацию, чтобы таким образом сделать и эти маршруты более привлекательными, соответственно, более окупаемыми? Да, эвидент. Дин не феричили пи коридору, где суд, но идё когда-то, ну, авиа транспорте колоторишь, ну, шпиками вам авиа, прямо как если авиа летят. Дар так вам ланса чеба, витеза, посидел, а чего суда доузеть. И чем привешьте сектору Кишлеунген, респонсу есть... Есть я ты... А и чем приморит? Deci dacă observăm discuția noastră despre liniile de solidaritate și proiectul de reabilitare rapidă cu Uniunea Europeană, dacă noi vom reuși împreună cu Guvernul să implementăm acest proiect, atunci către sfârșitul anului 2024 noi nu vom mai avea limitări de viteză pe relația Ungheni-Chișinău. Și asta înseamnă că trenul în loc de 3 ore va face ceva mai puțin de 2. Asta e evident că va mări atractivitatea. Dar, să nu uităm că este va fi un proces extraordinar de complex și va fi nevoie de o coerență inedită între toate structurile statului. Așa ceva în Moldova încă nu a fost și dacă vom reuși, avem șansa să demonstrăm că țara asta poate fi guvernată altfel decât a fost guvernată 30 de ani. Și, cum s-ar zice la noi în sat, ce timpuri bune să trăim. Alte întrebări? În așa caz, vă mulțumesc foarte mult și rămânem disponibili pentru orice cooperare cu presa. Mersi mult, o zi bună! Și poftiți cafea, prăjituri. Конечно. Скажите, пожалуйста, вот на Киев после 30 числа нету...